Noul șef de la Termoelectrica lichidează 20 de funcții din conducerea întreprinderii, Iurie Rozlovan, de asigurări că noua organigramă va îmbunătăți calitatea managementului și va reduce cheltuielile nejustificate. Cât ține de scandalul păcurei care i-a adus în funcția de director, acesta spune că întreprinderea și-a plătit amenda de 20.000 de lei, iar acum caută o firmă care să-și asume epurarea solului contaminat. Organigrama respectivă nici într-un caz nu vizează persoane anume. Este vorba de îmbunătățirea calității managementului în întreprindere, este vorba de schimbarea climatului în general în întreprindere, pentru că este foarte bulversat. Și lucrurile respective ce țin de reorganizare, de organigramă, sunt menite anume pentru a schimba spre bine lucrurile în termoelectrică. Pur și simplu, pe parcursul timpului, în lista de state au apărut mai multe funcții, ca tot felul de adjuncți, vicedirectori, etc., etc. Multe lucruri care nu sunt necesare acum, anume din punct de vedere unui management efectiv, ca să ne mișcăm repede. Măsura a fost luată după scandalul păcurei apărute luna trecută în spațiul public. Incidentul a avut loc însă în toamna anului trecut, când pe teritoriul CET 1 al Termoelectrica, păcura scursă în urma unei avarii a fost îngropată în pământ. Acum, noul șef, Iurie Rozlovan, își propune să restructureze managementul Termoelectrica pentru a optimiza cheltuielile. În același timp, trei persoane cu funcții de răspundere urmează să fie sancționate. Totuși, Rozlovan susține că prejudiciile cauzate de acel incident sunt nesemnificative. Eu cred că e vorba de 102 de kilograme, nu mai mult, pentru că era o suprafață în declarațiile care le-au făcut responsabile. Ei spun că era o pată de aproximativ 20 de metri pătrați, da, cu grosime de 3-5 cm. Asta nu e mult, asta e, dacă e să vorbim, un buton, da, 200 de kilograme, nu mai mult. Și, de fapt, din punct de vedere a pierderilor, asta e o pierdere tehnologică nesemnificativă la cantitățile care se ard și la calitățile care se depozitează. Deci aici, anume păcura pierdută ca pierdere financiară, nu o poți prezenta. Rozlovan a precizat că tot pământul îmbibat cu păcura a fost săpat și depozitat în saci, iar acum urmează să fie contractat un agent economic care să-l preia pentru epurare. Potrivit lui Rozlovan, întreprinderea a achitat și o amendă de 20.000 de lei în urma incidentului.